Hei, salutare bă minunilor și bine ați venit bă la un nou video bă! Cosma și-a comandat bă în sfârșit o tastatură bă, o tastatură nouă bă și se pare că a venit mai repede decât mă așteptam, se pare că a venit exact după o zi de la data de când am făcut eu o comandă, știi? Și m-am gândit să vă fac și vouă un review, așa ca să vedeți cum arată tastatura. Deci, cam aici e gigantozaura, imensă, deci imensă de mare. L-avem pe domnul cuțitașul acelea, deci putem să intrăm direct și în cutie. Dar cred că o să fac o chestie și o să mut camera, nu să mai fie pe mine. O să fie pe masă să vedem dacă reușim să facem așa. Dacă nu, continuăm ca acum, ok? Sau așa. No, bun, cam asta e tot ce am putut să fac la cameră ca să se poată vedea în leg direcțiune, ci... Deci hai să-i dăm rang, hai să-i dăm rango și să o deschid din ce parte, bă, asta intrăm. Hai să facem așa din lateral de aici, dăm o tăietură în partea asta, îl dăm pe cuțitanul acelea și în partea asta la altă. Bun, hai să vedem. Opa, frâneam aici. Ok, și cred că trebuie să-i dăm și una pe mijloc, pe acelea, nu? Bă, bine, măcar că tai. Bine, măcar că tai cu cuțitanul. Da, bun. Hai să vedem, băi! Uuuu, yeah, buia! No, bun, așa! De să lăsăm asta în jes, ciule! Uai, nu cred că avem destul loc aici. Oh my god, no, monitor! Ah! Wow! Ho, ho. Și avem acelea, avem udita mai foițu, ai ca, și o zice, ciule, ce aia? Ia să vedem. Comanda, așa, PC garaj, vă mulțumim, factură fiscală, toate nebunele. Predat, primit, aici trebuie semnături și gura mamei lui din puță, dar se pare că e în cutie, deci așa se face acum mai rău. Deci tastatura lui Cosma, că am uitat să vă zic de la început, tastatura lui Cosma este o tastatură de gaming HyperX Alloy Elite RGB Cherry MX, bă. Deci e pe red version și e mecanică, bă. Deci valoarea României, sănătate și noroc. Și hai să dăm, ai mamă de crimă, hai să dăm cutia asta la o parte de aici ca să putem să vedem și noi ce se întâmplă mai exact acelișa. Stați așa, putem să, da, nu merge, nu, mai jos puțin, mai jos. Alo, doamnă cameră, stați așa, cred că e mai bine, acum, opa, dacă dă și un pic așa, ia uite, mie. Deci, nu, aici, atât, bun. Deci cam așa arată tastatura, văd că e băgată într-o folie. Ni. Puteți să o vedeți acum, o să întoarcem spre așa ca să vedeți, să o vedeți exact. Deci cam asta e camera noastră valoroasă, tastatura noastră valoroasă. Na, bun. Și hai să vedem, are vreun colț? De unde se face? Se face exact de deasupra. Ni trebuie domnul Cuțitanu! Domnul Cuțitanu, treci și ele, vă rog. Oh, easy, Leanu. Punga ne trebuie, așa că să o păstrăm. Deci nu vreau să stric de să zic. Na, ban. Da, bun, da, să dăm jos. Opa, și e ca ia. Ni. Na. Wow. Le cutii arată bine. Le cutii arată bine. Deci, no complaints până acum. Vă care din aia are sclipiciar din ăla de să-l luăm pe cuțitanul. Ușor, nu vrem să stricăm, totuși. Și care și în partea asta, da, clar. Ata, perfect, bă, ce buci de ajutor e cuțul ăsta, bă, să moară fără, nu e. Bun, și pac într-o parte. Merge din două părți, în același timp, și multen. Nu cred că trebuie să fac asta, dar da, bun, hai. Woo, nimă, the black box, bă. The black box, bă, ni, valoare. Și să deschide spre mine. Ce avem aici? Asta e întrebarea. Ce avem aici? Se pare că vine într-o punguliță foarte șmecheroasă. Pe care și un... are un suport de care putem să tragem să iasă afară direct. Uai, da mari, bă! Bă, da mari, bă! Oi, 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 mamă! Wow, fugi instrucțiunile, bă! Stați așa, stați pe loc. Ok. Bă, sunt mult mai multe chestii, dar nu mă așteptam să aibă atâtea... Cum ai prins firul ăsta, ce? Stai că mă bag cu firul. No, bun.
au căzut niște chestii între timp, dar stai să vedem dacă mai e ceva în cutii. Uai, băi, avem și din astea, stai bun, bun, bun. Și suportul, Izileanu, cam atât e, e în cutii, deci altceva nu, nu mai e. Altceva nu mai, nu mai, nu mai este, trebuie să dăm deoparte. Și acum să vă prezint ce ave, ce am, cu ce am rămas aici. Deci se pare că avem două stickere ca de obicei de la... Stai mă, să văd, așa e camera, ok. Deci avem două stickere dintre astea de la, de la HyperX. Foarte șmecher, puteți puneți, le puneți așa jos și puneți paharul deasupra. Valoare României, sănătate și noroc. No, bun. Avem, avem acelea suportul de la tastatură, care gen suportul unde îți pui tu leșgheaibă, le mână. Sincer, părea mult mai mare pe, pe zis, zic, pe, pe canal, dar, adică mă refer partea asta, știi, de aici părea mult mai, mult mai mare, dar e șmuc, e șmuc. Ok, nu, bun, așa. Deci o lăsăm, o lăsăm acelea în lateral. Văd că avem butoane schimbabile, deci avem un set de butoane schimbabile, de la 1 la 4 e aici, și aici nu știu dacă se vede, deci sunt blurate și sunt pungă. Ia, uite că dă, dă cu zoom-ul. Deci e să, să, e destul de fain, e destul de fain. Zici că sunt așa metalici, gen, dar nu, e tot de plastic, adică da. Și, deci avem QWASD, sunt butoanele. Și fă că este și un cârlig aici, nu știu pentru ce naiba. Probabil să scoatem tastele mult mai ușor. Și tastatura le propriu. Apoi nu, uite, mai avem și, avem și asta, instrucțiunile acelea. Dacă vrem să schimbăm, are o grămadă de, de funcții, LED-uri, are macro, toate nebunele, putem să setăm, are și volum în partea dreaptă sus. Deci are o grămadă de, de funcții, asta o să o citesc eu după. Bun, și hai să vedem cum scoatem tastatura, deci din pungă, că ne-a rămas, ne-a rămas LED tastatures. Na, bun. Dar văd că tot în spate are, ok, easy, bă, easy. Așa, mă, așa, așa, așa. Uf, hai, dai și șmec. Uai, hui, șmecher rău. Bă, nu știu de voi, nu știu eu ce să vă zic, dar o simt, o simt grea. E grea, dă să-mi toacem așa spre le cameruță. Deci cam așa arată, cam așa arată Hyper-ul. E gigantică, firul e foarte gros, de, dar îmi place, îmi place că e genul așa. Deci cam așa arată tastatura ei propriu. Deci aici ai asta de scrollul de volum, asta e foarte șmecher că se poate învârti foarte repede. Aici pentru YouTube, stop, dat mai înainte și toate nebunelele. Luminozitatea care putem să o schimbăm de aici, culorile. Și aici mi se pare că e butonul ăla de macro care putem să facem noi. Și ia să vedem cum se aude. Nu știu dacă se aude. E, e foarte silențioasă, nu-i, de obicei tastaturile mecanice sunt foarte zgomotoase, dar asta e, e oarecum, e oarecum silențioasă, deci e foarte, foarte faină. Și văd că mai are și în spate, asta mi-a plăcut foarte mult la, la tastatura asta, mai are aici, aici, pardon, un... un USB, deci eu dacă vreau să-mi bag mouse-ul de aici, să nu mai bag din, din calculator, știi? E mult mai, e mult mai ușor. Altceva, nu știu dacă mai are tastatura. Pe spate, pe spate nu-i, nu-i mult. Are niște clămițe care se pot ridica într-o simplă poziție. Dat înapoi, Izileanu. Altceva, nu știu, văd o găurică aici, dar nu știu dacă e pentru ceva, nu, nu. A, e pentru suport, e pentru suport. Deci, cam așa arată tastatura. Hai să, să încercăm să o băgăm și noi în priză, să vedem cum arată, bă, să vedem cum arată valoarea României, sănătate și noroc, bă. Deci, ca să, să, vă, da, să, vă, să, ca să înțelegeți, asta era tastatura lui Cosma, pără acum. Da, știu, e, 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 e jegoasă, e jegoasă oribilă. Deci, dar... Nu, exceptăm faptul că Riu s-a căcat toată ziua pe ea, știi, și peni, și ronță-i lemnul, și bate spre vânt, spre mine. Da, nu, 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 exceptăm faptele, faptele de genul ăsta. Ok, ia să vedem, vă care 2 USB-uri? What? Cum drăgea mea să bă, 2 USB-uri are bă, tăsatora asta? Ce drăgea mea să se întâmplă aici? Asta e ciudat, ok, asta e ciudat. Partea... Asta, bun. Uhu, și s-a aprins, bă. Avem luminițuri, bă, avem luminiță. Ni, ni, mă, cum arată. Deci,
Din ce am văzut, nu are o foarte mare paletă de culori. Deci dacă apăsăm pe ea, se vede, deci W, A, S, D, sunt alte culori, 1, 2, 3, 4, sunt alte culori și după restul sunt albastre. Deci are albastru, roșu. Cred că asta e ceva gen fluorescent, face exact așa, face toate culorile. Și deci astea sunt cele... deci are doar 3 palete de culori, astea sunt. Deci albastră, roșii și paleta de culori care e customizabilă. Spre exemplu, eu dacă intru, îmi instalez software în calculator, pot după aia să fac fiecare buton să fie o culoare anume dacă vreau chestia asta, știi? Deci ai luminozitatea, să dăm mai aprinsă, mai joasă. Depinde cum vreți voi să nu vă mănânce... Să nu vă mănânce curentul, dar nu cred că mănâncă foarte mult o tastatură din asta. Sunt foarte curios să vedem cum se prinde suportul ăsta împuțit, că pare puțin cam ciudat, probabil trebuie să o țin invers, însă toată iasă așa o leacă. Ok. Ia să vedem cum se prinde șertul ăsta. Domnule suportus, cum vă prindeți, vă rog, aici? Ajutați-mă și pe mine. Dragi de mează să prinde, bă. Pur și simplu să... foarte easy, pur și simplu se împingea un pic în față, deci da. Deci cam așa-i. Mă, e confortabil, sincer. E confortabil, nu am spațiu aici să-mi țin eu mâna ca lumea, știi? Dar cam așa arată tastatura. Deci, și mouse-ul Cosma, epic shit. Deci eu sper să mă bucur de el. Văd că e foarte ușor să apăi și pe ea. Easy money. Deci... Mamă, o să trebuie să mă văz cu tastatorul nou, gen, că era învățat cu aia, deci acum o să fie foarte, foarte, foarte ciudat. Dar da, cam asta este tastatura. Sper că v-a plăcut, bă, videorilor. Ce să vă zic, îmi ziceți părerele voastre în comentarii acolo, ce părere aveți voi despre tastatură, din ce știți despre ea, dacă vă place. Și ne vedem data viitoare. Nu uitați de like, subscribe și share pentru Cosmalou și v-am părăsit, bă, minionilor, până data viitoare. Pa, pa!